Într-un comunicat de presă, conducerea CEO a dezvăluit măsurile luate împotriva celor care au acoperit lipsa de la serviciu al lăcătușului aristică Bejinaru. De altfel, anchetatorii au informații că unele persoane din cariera Roșuț au beneficiat de serviciile sexuale ale tinerilor care făceau parte din rețeaua de proxenetism a lui Bejinaru. Acum, toți cei care au fost complicii lăcătușului proxenet vor avea de suferit. Cojocaru Constantin, conducător formație de lucru la secția mecanică a UMC Roșiuța, șeful direct al salariatului aristică Benoni Bejinaru, sancționat cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. Popescu Emil Claudiu, șef de secție la secția mecanică a UMC Roșiuța, șef direct al domnului Cojocaru Constantin, încetarea contractului individual de muncă, începând cu data de 20.08.2014, conform articolului 55 litera B din Codul Muncii. Ardeiu Răzvan Remus, adjunct șef secție la secția mecanică a UMC Roșiuța, retrogradare din postul de adjunct șef secție în postul de conducător formație de lucru, pe o perioadă de 2 luni, cu reducerea salariului corespunzător acestui post. Caragea Mihai, inginer șef mecanic UMC Roșiuța, reducerea salariului de bază cu 10% pe o perioadă de 3 luni. Giga Ion, șef unitate minieră de carieră Roșiuța, reducerea salariului de bază cu 10% pe o perioadă de 3 luni. Stelescu Nicolae, șef birou evidență gestiuni patrimoniu la UMC Roșiuța, reducerea salariului de bază cu 10% pe o perioadă de 3 luni. Enescu Nelu, adjunct șef unitate minieră de carieră Roșiuța, reducerea salariului de bază cu 10% pe o perioadă de 1 lună. Arbănaș Mihaela Florentina, economist la compartimentul resurse umane al UMC Roșiuța, avertisment scris. În momentul de față, aristică Bejinaru este arestat preventiv pentru proxenetism.